Bună dimineața! Este ora 7. Eu o să-mi pregătesc ce am de pregătit. O să mergem la pescărie. Vedem ce găsim acolo. Eu cam am legume, am și condimente, aragazul pregătit, am o măsuță. Iau un bidon de apă și căutăm un loc unde să gătim. Încă nu știu ce, vedem ce găsim la pescărie. Aș vrea ceva fructe de mare astăzi, proaspete. Am întrebat gazda de aici. Nu ai voie să gătești la foc deschis, adică să faci tu focul undeva, pentru că au fost foarte multe incendii, dar cu un aragaz, cum am eu, pe gaz, este permis și este în regulă. Da, ce frumos se vede și muntele Atos. Am dormit atât de bine azi noapte, eram și obosit, dar zgomotul acesta de valuri se aude până în cameră și te calmează, te relaxează, este extraordinar. Un domn a venit aici, are și o undiță, la prima oră. Încă cineva face curățenie. Este superb. Este superb. Ne vedem la pescărie. Am venit în Limenaria. Este foarte aproape de Potos. Cred că 2-3 minute cu mașina. Pescăria încă nu a deschis pentru că nu este ora 8, dar eu nu am răbdare. De aici o să merg să caut un loc liniștit pe malul mării și să vedem ce gătim. Cât de liniștit este totul. Ia uitați, se văd peștișorii. Am venit la pescărie, dar abia acum pun marfa pe raft. Uitați ce pești, nici nu știu cum se numesc. Așteptăm încă puțin. Au venit și creveții. Ia uitați ce mari și frumoși sunt. O să vin aici în fiecare dimineață. O și miei. Asta este lufar. Acolo cred că e pisică de mare. Cred că vreau să gătesc și pisică de mare. Este mai bună decât calcanul, vă spun. Super arată totul, proaspăt. Așa se numește pescăria. Este chiar la strada principală. Și vă recomand. Totul este proaspăt. Am oprit și la o alimentară, am cumpărat și o sticlă de vin, o bere, Mitos, specifică Greciei, foarte, foarte bună. Și acum cel mai greu este să caut locul perfect pe malul mării, un loc mai retras, fără turiști. Haideți să vedem dacă găsim un loc. Am găsit o mică plajă pustie. Uite ce bine arată.
O să-mi car tot ce îmi trebuie aici. Masa, aragazul, ingredientele. Și uitați în ce decor fain gătim. Am pus masa, am pregătit aragazul, tigaia. Prima dată dăm o gură de mitos. Ah. Pace și sănătate! Mama mia! Haideți să vă arăt și ce am pregătit. Am luat un kilogram de creveți. Nu prea stau bine, nu se vede. Fac umbră. Domnul la pescărie mi-a și curățat parțial, exact cum i-am cerut. Au costat 14 euro un kilogram, dar uitați ce creveți mari. Uitați ce creveți mari, sunt cât palma. Ce bine arată. Și legume. Am câteva roșii grecești, o lămâie, ardei iute care nu-i foarte iute. E ca cel bulgăresc, usturoi foarte mare, legătura. Aici am un bidon de 10 litri cu apă. Ăsta se pliază, este cât un caiet de subțire și de aici, ia uitați, are o canea și te speli pe mână. De mâine. Totul este pregătit. M-am și dezbrăcat. Fac și plajă. Ce poate fi mai frumos? Am aprins aragazul, ulei de măsline. Zilele astea o să îmi cumpăr ulei de măsline, o să vă arăt și dumneavoastră care. Și prima dată punem vreo 4 căței de usturoi, dar mari, mari. Aromatizăm uleiul. Pun și vreo 2 ardei iuți, care vă spun, nu sunt iuți, sunt ca cei bulgărești. Foarte puțin la semințe, dacă simți ceva. Prăjim și pe ei puțin. Acum o să pun și creveții. Eu m-am cam lăcomit, dar vă dați seama, aici este o porție pentru 4 persoane. Trebuia să iau maxim jumătate de kilogram. Uitați ce mari sunt și frumoși. Curățați. Oh. Și mirosul proaspăt. Am întrebat domnul de la pescărie. Aseară au venit de la pescari. Zic că sunt proaspăți. În perioada asta găsești creveți, găsești calamari, caracatițe găsești doar iarna. Dacă vedeți caracatițe la pescărie, să știți că nu este proaspătă. Caracatițe numai și numai iarna. Vedeți cum își schimbă culoarea din gri în portocaliu. Puțin sare. Acum pun și o roșie de asta mare, este suficient, o roșie grecească. Erau 4 feluri de roșii, la alimentare mi-a zis că asta este într-adevăr grecească și este foarte dulce. Eu am gustat aseară dintr-o roșie și într-adevăr este dulce și bună. Este undeva până în 8 lei kilogramul, cea mai scumpă. Cea mai ieftină era undeva la 4 lei. Între 4 și 8 lei este un kilogram de roșii.
Punem acum și puțin vin grecesc. Vin alb, bineînțeles. Mergea și ceva unt, dar aici pe plajă m-am gândit, pentru că eu o să stau mai mult, o să nu puteam să folosesc un pachet întreg și se strica. Este foarte bun și așa, fără unt. Doar ulei de măsline, vin, o să pun și ceva lămâie, pătrunjel, o să vedeți. Deja arată senzațional. Creveții mei sunt gata. Nu trebuie să lăsați prea mult pentru că devin cauciuc. Este suficient. Este suficient. Uitați cât de bine arată. Mama mia. Cei mai gustoși creveți făcuți exact pe malul mării. Creveți proaspeți. Creveții mei sunt gata. A durat cam 10 minute. Este aproape gata și berea mea. Ah. În Grecia și în Bulgaria ai voie să bei o bere să te urci la volan. Eu o să mai stau aici 2-3 ore cel puțin. Acum, ia uitați. Ia uitați. Ce topesc în gură. Mamă mea. Sunt mult mai buni decât cei mâncați la restaurant. Vă spun, sigur, uitați cât de bun, cât de bine arată. Capul este așa. Deliciu. Să mă dau din lumină. Singura greșeală a fost că am cumpărat atât de mult. Un kilogram este suficient, cred că, pentru 4 persoane. Acum, dacă v-a plăcut, eu vă mulțumesc. Ținem legătura și ne vedem puțin mai pe seară. Mergem într-un sat tradițional de aici, de pe insula Tasos. Am lăsat perfect curat, tot ce am avut gunoaie le-am pus într-o punguță, n-au fost multe, nu aveam prea multe gunoaie, dar uitați, așa trebuie să lăsăm, pentru că mâine o să ne vedem din nou aici. Apa s-a încălzit. Am venit din nou la plajă aici în Potos. Foarte puțină lume, muzică deloc. Lumea se relaxează. Eu nu înțeleg de câte ori văd la știri, la știrile din România, că sunt oamenii la mare, sunt la munte, sunt la o piscină. Dom'le, ne-am distrat. Așa ne-am distrat, dar de ce să te duci în concediu să te distrezi? Te duci să te relaxezi și să te odihnești. Dacă era aici plaja aceasta în România, era multă muzică, toată lumea țipa, toată lumea striga pe cineva. Știți povestea.
Eu nu înțeleg pe cei care se duc în concediu să se distreze. În concediu te duci să te relaxezi și să te odihnești. Acum, dacă cineva face altfel, să mă scuze. Am plecat către Teologos, primul sat care îl vizităm în această excursie. Este un drum superb, ca de munte, dar vegetația, uitați, sunt foarte mulți măslini. Este undeva cam la 10 minute de Potos, în interiorul insulei. O să vă zic mai multe când ajungem, dar am înțeles că este capitala culturală a insulei. Tasos. Mai este foarte puțin până ajung. Uitați și taverna Augustos. Am găsit un pliant la mânerul la încuietoarea mașinii. Astăzi când am fost la plajă, am înțeles că acolo se mănâncă cocoreci. Sunt spectacole, muzică live seara. Eu nu știu dacă o să stau atât de târziu, dar dacă este, nu știu, până în 8-9 seara stau și eu puțin la tavernă, dacă nu la alta, dar parcă aș mânca un cocoreci, mi-e poftă de numa. Hai, ajungem imediat și vă zic mai multe despre acest sat. Drumul este absolut superb. Este o plăcere să conduci pe aici. Am ajuns în Teologos. Așa arată intrarea. Hai să vedem și ce găsim aici, ce putem vizita. Teologos, în greacă teologul, sau cuvântul lui Dumnezeu, a fost prima oară atestat documentar în anul 1287 de către împăratul bizantin Andronic, al doilea paleologul. Așezarea a servit drept capitala administrativă a insulei Tasos până în epoca otomană. Turcii s-au stabilit aici între anii 1479-1538 și de atunci satul s-a extins treptat, cuprinzând două parohii și două școli. Am intrat într-un magazin tradițional. România. Yes. Și am cumpărat și eu un set, uitați, această furculiță cu lingură. What kind of wood is this? It is olive wood. Olive? Yes, yes. Olive. Toate sunt făcute din lemn de măslin. Arată foarte, foarte bine. Și vreau să vă arăt și niște sculpturi mai mari. Sunt făcute ca niște veioze. Foarte, foarte interesant. Uitați, și o mandolină. Tot felul de vaze. Uitați, așa, o sculptură este 85 de euro. Setul care l-am cumpărat eu este 25 de euro. Dar foarte bine făcute. Fain magazinul. Doamna de la magazin mi-a zis că este și un muzeu. Puțin mai în față este și o cascadă. Ce vreau să vă mai zic despre Teologos este că în 30 martie 1813 zona a fost cedată Egiptului și a fost administrată de guvernatorul Mehmet Ali, Pașa. În această perioadă satul s-a dezvoltat rapid și s-a bucurat de o oarecare autonomie față de Imperiul Otoman, până în 1912 când a revenit grecilor. În 1979 a fost declarat capitala culturală a insulei Tasos.
Vizitatorii pot face turul locațiilor pe jos, de-a lungul drumului principal. Se poate vizita muzeul folcloric cu numeroasele sale exponate de haine populare, instrumente și arhitectura, cât și casa memorială a cunoscutului autor și diplomat grec Vasilis Vasilikos. Satul Teologos, cu case mici și străzi înguste și pietruite, este preserat cu mici magazine ale localnicilor, unde găsiți miere, portocale, depin, dulcețuri de toate felurile, mirodenii, săpunuri de casă, rachiu de struguri sau diferite lichioruri făcute în casă. Magazine tradiționale, marmură din Tasos, farfurii frumoase, magneți, tot felul de suveniruri. Uitați și numere pentru case, pentru locuințe. Totul este handmade. Aici este și o cârciumă, sunt discuții aprinse, biserica în față. Mi-ar fi plăcut să știu limba greacă, să am o discuție cu acești domni. Uitați cam cum sunt străduțele, foarte fain sătucul, tradițional grecesc. Pentru că am filmat, domnul de aici mi-a făcut cinste cu un țipuro. De fapt, ăsta este al doilea. Seamănă perfect cu țuica noastră. Foarte aromat, foarte, foarte bun. Domnul de aici, noroc! M-am prietenit cu ei. Ia să vedeți. E al doilea, de fapt. Nu știu cum o să conduc la întoarcere, dar... Foarte primitor, foarte drăguți oamenii. Vă spun, este exact cum este pălinca la noi. Cred că are 40 de grade, dar foarte, foarte aromat. Nu este ca uzo. Uzo mie nu prea îmi place. Este mentolat, este parfumat. Prea, nu știu, prea mult pentru mine. Cât de tare. Vai de mine și de mine. Am băut două țipuro. Ca să vedeți cât de primitori sunt oamenii aici. Am vrut să plătesc, am vrut nimic, nu m-a lăsat. Ba, din contră, vrea să mai îmi dau un țipură să stau cu ei de vorbă. Nimeni nu știa engleză, barmanul cât de cât știa 1, 2 și atât în engleză. Extraordinar sunt oamenii aici și locul frumos. Uitați cum sunt străzile. Magazine mici, case tradiționale, extraordinar. De la strada principală se fac multe străduțe așa mici, tradiționale, stânga-dreapta, uitați, numai din piatră. Foarte fain acest sat de vizitat. Spre rușinea mea, nu știu ce sunt aceste ruine. Ar fi trebuit să fie ceva indicatoare turistice sau... să promoveze cumva.
Călătoria continuă. Uitați ce faine sunt străduțele. Hai să mergem și la biserică. Din ce înțeleg eu, templul sfânt al Sfintei Paraschiva din Teologos, Tasos. Templul este închinat Sfintei Cuvioase Mucenica Paraschiva de la Iași. Hai să vedem și bisericuța. Uitați cum arată împrejurimile. Totul este foarte frumos. Un cireș aici la intrare. Este cireș de mai. Deja văd ceva cireșe sau vișini. Clopotnița. Este o bisericuță mică, dar foarte frumoasă, tradițională. Am găsit și un corcoduș. După țipuro merge corcodușa. Mari. Vai de mine, ce bună e. Am venit și la restaurant. Este un grup mare de tot în față. Ospătarul mi-a zis că este din Bulgaria. Și după mine a venit câinele proprietarului. Ia. Băi, ce faci? Salut, zi salut. Ce simpatic este. Vino mă încoace. Hai să vă arăt și grupul din Bulgaria. Cred că sunt 100 de oameni, nu se vede de aici. Dar asta este bine pentru că am înțeles, seara este formație live și petrecere. Dacă e așa, rămâne și noi. A fost greu să vin aici. Am și o masă chiar la stradă, o masă bună. Și uitați câtă lume începe să vină. Am înțeles că este un grup foarte, foarte mare din Bulgaria. Eu știu ce o să comand, adică cu siguranță cocoreci, intestine de oaie, mațe de oaie. La masa 32. Thank you. mi-a adus o apă și acum să înceapă petrecerea. Eu deja după două pahare de țuică grecească am poftă de distracție și de muzică live. Am vorbit cu ospătarul și într-un sfert de oră începe și muzica live. Hai să vă arăt și meniul. Ce e mai important? Aici începe. Uitați, 13 euro un souvlaki și uitați cum arată. 14 euro un souvlaki din miel. Un souvlaki dublu, 23 de euro. Porc și pui, 11 euro. O tigaie așa mare. Mix plate. Și pe mine ce mă interesează este... Uitați. Cocoreci. 13 euro. Mama mia.
tot arată foarte bine. Cred că o să comand două feluri de mâncare, pentru că chiar dacă nu o să mănânc tot, dar arată bine și atmosfera sigur o să fie faină. O să iau un souvlaki de porc. Uitați cum arată. Sper să arate așa și în realitate. Și neapărat pentru ce am venit eu, pentru cocoreci. 13 euro. Cum am venit eu? S-a umplut și restaurantul. Înseamnă că sunt norocos sau aduc noroc. Miroase extraordinar de la plantele astea. Atmosfera este la superlativ. Atât de mult mă bucur că am venit aici, nu vă imaginați. Am vorbit cu proprietarul pe cățel, este fetiță, cheamă Chloe, de la Chloe Kardashian, așa mi-a zis. A zis că are fundul mare și că i-a pus Chloe după fundul mare al lui Chloe Kardashian. Nu știu dacă este cineva Chloe Kardashian, dar așa mi-a zis proprietarul. Uitați, domnul portocaliu este proprietarul. Am dat comandă, am luat două feluri de mâncare și încă un țipuro. Nu știu cum o să plec de aici, dar poate dorm în mașină. Mașina este chiar în față, cred că dorm în mașină. Sau acolo pe o bancă. Vai de mine, deci de mine. Avem și țipuro. Hai să pun puțină gheață. O să pun cu mâna. Ia. Oh. Și acum să vedem care e mai bun. Cel de la cârciuma din sat, făcut handmade de tatăl barmanului. De fapt era cârciuma lui, nu era barman, era proprietarul. Sau ăsta de la restaurant. Uitați, cum am venit eu, deja s-a umplut. Și hai să vedem cum este țipuro de la restaurant. Mama mia! Este la fel de bun. La fel de bun. Extraordinar. Este ca o pălincă de la Maramureș, aromată, gustoasă. Extraordinar. Nu glumesc. Am pernă cu mine, în mașină, o să dorm acolo pe bancă. Avem și cocoreciul. La prima vedere este diferit de cel din Turcia. În Turcia sunt doar mațe de oaie, intestine rulate. Aici cocoreciul este cu intestine, adică inimă, plămân, ficat, toate puse prima dată și ultimul strat este din mațe de oaie. Uitați, este făcut prima dată la rotisor, după aia pus pe grătar. Am și cartofi prăjiți, făcuți de ei, nu sunt la pungă. Puțin salată, porția este foarte mare. O să vină și souvlaki. Mama mea, ce bine arată! Am gustat din cocoreci. Este diferit de cel turcesc. Cel turcesc îmi place mai mult. Sunt doar mațe învârtite. Aici sunt organe la interior. Seamănă la gust, dacă închizi ochii, cu drobul nostru, care facem de Paști. Organe aici și mațe la exterior. Este foarte bun, să mă înțelegeți, dar este diferit de cel turcesc. Eu îl prefer pe cel turcesc. Dar este bun și asta. Imediat vin și lăutarii. O să petrecem în seara asta. Mama mia! Avem și souvlaki de porc. Vai de mine și de mine cât este de mare. Dacă vedeți, este un platou întreg. Și frigăruie aici, imensă. Cartofii sunt, uitați, sunt mari, adică, uite. Este și un sos acolo, cred că tzatziki. Puțin salată. Mama mia! Cum arată mâncarea aici? În 10 minute începe și muzica live, așa mi-a zis ospătarul.
O să mănânc cât pot, restul îmi împart cu pisicuța. Dacă nu vă place uzo, țipurul o să știți că seamănă, dar să luați întotdeauna fără anason. Deci este țipurul cu anason, care mie nu-mi place, are gust de uzo, de mentă, luați țipurul fără anason. Pace, sănătate! Gata, seara asta, vai de mie și de mine, eu acum las mașina aici, am o pernuță, o pun aici și vă spun noapte bună,
Nu uitați, ținem legătura. La revedere.